s-au petrecut lucrurile. Eu, domnule prezident, vine dumnealui la mine, care venea întotdeauna seara ca amic, încă era și mei, care mi-este amică. Și-a schemat-o dumneavoastră, martoră, că a fost acolo și poate să jure cum s-a întâmplat. Las-o, las-o pe dumneavoastră, o să vorbească când va fi întrebată. Acum spune dumneata. Da, spui. Vine la lui! Dumneata m-ai chemat! Am biletul dumitale! Tăcere! Dacă știam ce ștofă ești, nu te mai chemam. Vine la lui. Deci, hai nu mai învârtim masa. Care vorbeam cu sorbea, care a murit. Și ne spunea poezii de Eminescu și de Victor Cucu. Cu sora dumitale care a murit? Da, la spital de piept. Ieșise din azil și îi plăcea poeziile și o iubeam foarte mult. Eu băgasem în azil, că aveam o protecție. Și dacă vorbeam cu ea, păi tot în noaptea o visa. Cum? Cum vorbeai cu ea? Păi cu dumnealui. Învârtea masa. Mi-a spus că e fericită, că s-a întâlnit acolo cu mama, mă sărută dulce, dacă mama nu poate vorbi, că e în altă parte. Am zis că a trecut iar în incarnațiune. Tăcere! Și... și dumneata, dumneata credeai? Oh. E cum să nu crezi dacă vorbea masa? Dar ceasul și inelele, cum ți le-a luat? Fără să știu, era în mediu. Tăcere, inculpatule, dacă nu vrei să-ți agravezi situația. Tăcere. Spune. Da. Vine dumnealui seara. Și ce? Că a învățat acum... să arate și persoana, dar nu cu masa, ci că l-a învățat rău niște profesori de la minister. Nu-i face acum pe pupi. Ce? Dezbracă-te! Ce? Scoate tot ce ai! Ori de metal, ori de imitație. Și eu mi-am scos ceasul cu lanțul pe care îl aveam cadou de suvenir de la o mătușa mea. Și medalionul, cu o șuviță de păr de la sormea și inelele, și le-am pus pe masă lângă lampă. Să vă spui și Tincuța că poate să jure. Încă ce mna lui Tincuții, ce tu du-te dincolo. Și-a băgat unul de-aia înaltă și-a închis ușa. Și să nu ieși de acolo până nu te-am chemat. Tincuța râdea de noi. Și avea alte motive, să vedeți. După ce am pus ceasul cu lanțul și inelele pe masă, m-a legat la ochi și m-a pus să stau într-un picior. Și am stat, ce am stat așa, preț că la un sfert de ceas. Nu e adevărat! Taci! Taci, șarlatană, care nu te-am crezut pentru ca să fii până într-atât ca să-ți râzi de o piatră de mea ca mine! Și după ce am stat așa, domnule prezidente, mi-a morțise piciorul și îmi păcea urechile, că mi-era și frică, ce-a cu să fie sormea. Cemnea lui, ai adormit? Zic, da. Ce bine. Mi-a venit așa un fel de amețeală. Zic, o să mă ție mult. Ce nu mișca. Și-am auzit odată. Puf, în lampă, și ușa, puf, și parcă am văzut pe sormea. Am țipat și am căzut jos rășinată. Când m-a deșteptat Tincuța, ia-l pe domnul de unde nu-i. Caută ceasul cu inelele în sus, caută-le în jos, nicăieri. Da, mulțumesc. Avocatul apărării are cuvântul. Domnule prezident, mai întâi și întâi trebuie să lămurim ce este spiritul. Spiritul este un ce care intră în corpul noului zămislit. Când intră, nu se știe nici pe unde, dar de intrat intră sigur. Când omul moare, spiritul iese. Pe unde iese?
nu se știe. Dar se știe că iese. Nu, nu ne interesează pe unde iese spiritul. Acum vă rugăm să treceți la cazul în speță. Inculpatul, după ce a vorbit cu spiritul, din greșeală, în stare impersonală de mediu, a avut o mișcare de somnambul. A luat ceasul și celelalte, e adevărat, a luat ceasul și celelalte, dar a făcut-o involuntar, în stare de absolută iresponsabilitate, adică n-a știut ce face. Dar ce l-a pus Amanet la confederie? Mi-e rușine. Vedeți, domnule prezident, de rușine! Apoi poate avea rușine un om responsabil? Da! Nu! Câți prefecți, câți senatori n-au niciun pic de rușine? E clar! Este irresponsabil! Tribunalul condamne pe inculpat la 25 de lei cheltuieli de judecată și 6 luni închisoare. Asta ca să-ți fie învățătură de minte și să nu te mai ții de spiritism. Gata! Am terminat cu spiritismul. Am în schimb o icoană făcătoare de minuni. Aoleu, nu mă interesează! Da? Atunci ne vedem peste 6 luni.